4 copii și mama lor au rămas fără acoperiș deasupra capului după ce casa le-a ars acum 10 zile. În doar câteva minute, siguranța în ziua de mâine a familiei s-a spulberat. A ars tot. Oamenii nu au nici acte, nici haine. Acum, familia Gripacevski din satul Ratuș, raionul Telenești, locuiește temporar într-o casă din satul vecin. Acum 10 zile, Paulina Gripacevski și cei 4 copii ai săi au fost martorii unei catastrofe. Casa lor, cuibul familiei, a ars ca o torță în doar câteva minute. Pe 13 februarie, seara când veneam de la grădiniță, am luat copiii cei mai mici la grădiniță. Când veneam acasă, de sub acoperișul casei ieșea fum. Am intrat în ogradă, ăștia mai mici am lăsat aici în drum, am intrat în ogradă, după care mă gândeam, aici mai mari erau la antrenament. Și permanent când veneau copiii la antrenament, mâncau și sculcau și ne era frică, să nu adormit în casă. În seara aceea au rămas pe drumuri, fără casă și masă, fără acte și haine. Mai târziu, oamenii cu inimă mare le-au oferit temporar un adăpost în satul vecin. Am deschis ușa, deja în casă arde, nu mai era nimic de salvat. Ne-au ars actele mele a copiilor, toate hăinuțele la copii, toate bunurile care le-am avut în casă. Tot ce a fost, tot ars. Ăștia mici foarte tare s-au speriat din cauza că i-au văzut cu ochii lor când a izbutit incendiu, când a început să pară mai tare să ardă. Vecinul i-a luat repede până am sunat eu la pompieri. Paulina Gripacevski spune că a visat la acea casă întotdeauna, după ce a stat mult timp pe undeva cu chirie. Locuința, care acum e doar scrum, le-a fost donată. Acest dar însă nu a fost pentru mult timp. Casa asta ne-a fost oferită de o organizație creștină. Ei ne-au sponsorizat, ei ne-au ajutat. Femeia își crește singură cei 4 copii și spune că acum cel mai mare vis al întregii familii este să se trezească dimineața în casa lor. O căsuță cât de mică ca să putem locui.